tu să iei toate aplauzele, să primești tu toate aplauzele din plin. O fi tot alăi. Lasă-l, Robert, că nici n-avem nevoie de el. Uite, 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 hai să-ți admire. Mircea, mă, eram aici, ce ai? Ce tot coci tu acolo în spate? Să-ți admire ținuta, măi, mai el e Marius. Salut, Marius, te salut, salut. Ia uite ținută la Marius. De unde ziceți că vine ținuta asta? De unde ziceți că vine ea? Taci din gură, nu zic nimic. De unde ziceți? Din ce zonă ziceți voi că vine? De undeva de unde se cântă cu cucu. De cine zice? Ia uite. Telorman. De unde vine Marius? La Obârșia. Obârșia? Da. Asta pe unde vine? Lângă? Olt. Corabia. Corabia. Lângă Corabia, ne. Ia uite, lângă corabia. Acolo. Stai, poți și să stai jos cu ținutul ăla. Vezi că eu sunt puternic ancorat în corabia. În corabia. Ia uite ce... Am aruncat o ancură și în corabia acolo. Cine te-a învățat să cânti? Străbunicul meu a cântat, bunicul meu a cântat, tatăl meu a cântat la vioară. Și când eram foarte mic, bunicul meu m-a învățat să cânt la vioară și mi-a plăcut foarte mult. Apoi a oferit vioara tatălui meu cadou, iar mai apoi tatăl meu mi-a oferit-o mie. Am fost cu tatăl meu pe la evenimente. A fost foarte frumos deoarece am cântat din suflet pentru oamenii care mă ascultau și am făcut asta cu foarte, foarte mult drag și cu foarte multă pasiune. Am făcut pian și canto, dar m-am oprit din cauza că părinții mei nu au atât de multe posibilități. Dacă ar fi avut mai mulți bani, am fi făcut mai mult pentru Marius. Eu mai cânt la anumite evenimente și din ce strâng, le ofer lor. Lui Marius, sora lui Andreea și sora lui Luciana. Dar noi facem un bani foarte greu. Suntem la țară, sperăm să fie o viață mai bună. Mi-a povestit tati, mi-ai povestit și tu. Voi aveți un petic de pământ acolo în Obârșia, da. Nu? Nu foarte mare. Și din ăla supraviețuiți. Da. Câștigi bani din muzică? Da. Fiți atenți, Alina, Dorian câștigă bani din muzică. Câți ani ai? Pasiunea lui. 14 ani. Și trebuie cazul să intervii aici. Știu. Și zim cum înseamnă. Adică, fii atent, te sună lumea sau lumea dă de tine, caută pe tati și te cheamă la spectacole? Da. Ce fac cu banii? Am văzut că părinții mei au renovat bucătăria și am auzit că se gândeau să cumpere un aragaz și o hotă. Și atunci mi-a venit ideea să mă uit pe internet, m-am uitat, am auzit tot de la părinții mei care ar fi cele mai bune, ce firmă. Și așa am ajuns să le cumpăr. Când a venit curierul la casă, părinții mei s-au bucurat foarte mult. Când am văzut pe Marius că a avut suma de bani care noi nu așteptam, că nu l-am întrebat niciodată ce face cu banii lui, și a avut suma aceasta și ne-a oferit-o să luăm un aragaz, mi-a zbucnit în lacrimi. Okay. Marius, jos căciula! Auzi, și îmi spuneai că acum strângi bani ca să ajungi să vezi și tu marea. Da. Visul tău e să vezi marea neagră. Da. Ați fost la mare? Ați fost la mare, nu? Mamă. E vreun om care n-a fost la mare? Deci tu n-ai văzut marea niciodată? Nu. Ajungi la mare, Pepe, anul ăsta? Anul ăsta, normal, pe avem deja și concerte semnate. Ai spectacole? Ai bătut palma la spectacole? Da, sunt. Nu tot sezonul, dar ocazional sunt anumite locații. Ajungi de la jumătatea lui iulie, ajungi la mare? 100%. Cam de prin 10 iulie ești pe acolo? E vârf și iulie și în august. Ăla e vârf de sezon la mare. Da. Toată lumea se îmbulzește să vadă mare, arată spectaculos. 10 iulie ești pe acolo? Jumătatea lui? Auzi, la spectacol nu primești o familie care vine din Obârșia? Păi dacă vin la mare, îi primez. Auzi, fii atent aici. Toată familia. Aveți o vacanță la mare anul ăsta, la vară. Toată familia! Să vezi marea! Bravo! O să ajung să vezi marea! Cu tati! Ia uite, un sejur pe litoralul românesc, mare! O să toată cântăm familia acolo, împreună! La concert, Pepe! Bravo, mă! Marius! Toți la mare, da? Toți! Marius! Este un motiv de fericire. Nu vreau să te văd că plângi, te rog mult de tot. El plânge de bucurie, nu? De bucurie, bineînțeles. Bucurie, Marius. Acum știi că ai o problemă?
Trebuie să-ți caut slip. Bine, ce rebel. Toată gașca, toată familia la mare. Ce mă poate face în slip, ce? Eu zic că din banii pe care o să... De acum încolo va fi nebunie pe tine. Toată lumea o să sune, vreau pe băiatul ăla care a cântat la Nextera. Vreau și eu la un spectacol, la un concert. Crede-mă, întreabă-i. Am dreptate? Corect. De acum încolo să te ții bine. Marius, lumea asta multă abia așteaptă să-ți vadă talentul. Ce fac cu ăsta? Duplu tati? Da. E al tău? Da. Vacanță frumoasă la mare și succes în seara asta. Hai, Marius! Cine e ta? El e Marius! Succes! L-au năpădit lacrimile și s-a emoționat tare mult atunci când a aflat de cadoul nostru. Se vede că e un copil sincer, e un copil tare bun și la rândul meu sunt tare fericită că are parte de excursia asta la mare.